Unirea bugia de Jos, Voința Țițești, 5 la 0, Flacăra Boteni Viitorul Mihești 0 la 2, ASE Dragoslavele, AFCS Cetățeni, 1 la 0, Cimentul vale Mare Pravăț, Petrolul Hârtiești, 2 la 6, Partizanul Vlădești, Vulturii Vulturești, 2 la 2 și Contabilitate Stoienești, Gloria Berevoiești, 3 la 5. Viitorul Rădești a stat. Cu victoria obținută pe final de meci, mai exact în minutul 86, Ase Dragoslavele s-a distanțat la șapte puncte în fruntea clasamentului, profitând de pasul greșit al celor de la Vulturești. Pe locul 3 în clasament este Gloria Berevoiești, 30 de puncte.